Au reușit să facă performanță, este vorba despre trei eleve ale Colegiului Național Traian, care la etapa națională a Olimpiadei Cultură și Spiritualitate Românească s-au clasat pe locuri fruntașe. Mara Constantin, Erica Budnariu și Ana Maria Oțet sunt cele care au adus mândrie Colegiului Mehedințean de prestigiu. Mândrie pentru Colegiul Național Traian, trei eleve au reușit performanțe greu de egalat la etapa națională a Olimpiadei Cultură și Spiritualitate Românească. Avem deosebită plăcere de a vă prezenta trei dintre elevele de aur ale Colegiului Național Traian, care au înțeles cât de importantă este dimensiunea spirituală a existenței. Constantin Mara, de la clasa 8B, ne-a reprezentat cu succes, eu aș asemăna-o cu Nadia Comăneci, care la Montreal a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Mara a reușit să obțină premiul întâi cu nota 10 la oral și nota 10 la scris, ceea ce cred că este o performanță deosebită. Am reprezentat Colegiul Național Traian la această etapă națională, la care am obținut premiul întâi cu media de 10. De cât timp te-ai pregătit? N-aș putea spune că m-am pregătit neapărat pentru un concurs, pentru că m-am pregătit toată viața mea pentru acest moment. Nu îl pot trata ca pe un concurs, deși este o onoare și un privilegiu că mi-am putut reprezenta colegiul la această etapă națională. Nu am privit-o niciodată ca pe o competiție, ci mai mult ca pe o oportunitate de a descoperi alte puncte de vedere asupra lumii, atât dintr-o perspectivă culturală, cât și una spirituală. Tot pe primul loc s-a clasat și Ana Maria Oțet, de la clasa 5-a. Ana Maria Oțet, ea este un copil minune, pentru că a obținut nu doar premiul întâi la cultură și spiritualitate, ci numeroase alte performanțe despre care ați mai auzit în reportajele anterioare. Eu am însoțit lotul județean la Suceava, unde s-a desfășurat etapa națională a concursului de cultură și spiritualitate românească. Copiii din județul nostru s-au prezentat excelent, chiar am obținut două premii pentru Colegiul Național Traian, două premii întâi, la clasa 5-a Oțet Ana Maria și la clasa 8-a Constantin Mara. Una dintre premiate, Oțet Ana Maria, este eleva mea. A fost o plăcere să lucrez cu ea, deoarece este un copil foarte inteligent și talentat. Am obținut premiul întâi la clasa 5-a cu media 9,85. Cum a fost această experiență pentru tine? A fost o experiență total inedită. Am reușit și să vizitez locuri minunate și pline de istorie, dar și să cunosc oameni deosebiți, pasionați de cultură și de spiritualitate. Din câte am înțeles, tu ai mai participat și la alte concursuri, deci cumva nu ți este atât de necunoscut acest mediu. Da, am mai participat la două olimpiade, una de română și una de matematică, dar aceasta m-a impresionat în mod deosebit. Performanța a făcut și Erica Budnariu, care a adjudecat prima mențiune. În ceea ce privește faza națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate pentru liceu, o avem aici pe Erica Budnariu, care contrazice opinia comună conform căreia adolescenții, pe măsură ce cresc, se îndepărtează de Dumnezeu. Să nu uităm că avem de a face cu o olimpiadă care implică atât competențele de limba și literatura română, cât și pe cele de religie, și am descoperit că dacă lucrăm împreună, toți profesori și elevi, performanțele sunt pe măsură. La etapa națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească am obținut o mențiune. Cum a fost această experiență pentru tine? A fost o experiență inedită pe care nu cred că o voi uita niciodată. Pe lângă faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc cu elevi extraordinari și să aflu diferite puncte de vedere și să împărtășim diferite experiențe, a fost și o onoare foarte mare să reprezint Colegiul Național Traian și să-mi reprezint județul acolo.
Pot să spun că această olimpiadă are un subiect foarte interesant care pe mine m-a captivat, deoarece consider că pentru noi toți este importantă dezvoltarea pe acest plan spiritual. Elevii Colegiului Național Traian au reușit să se remarce la toate concursurile și olimpiadele școlare, demonstrând astfel că multele ore de muncă asiduă au rezultate excepționale.